de edificii din patrimoniul național al Republicii Moldova, care cândva cucereau prin eleganță și bun gust, au ajuns astăzi sălașul șobolanilor și al câinilor fără stăpân. Multe dintre acestea au fost abandonate pentru că nu s-au mai găsit bani pentru restaurarea lor. Mai mult, monumentele de importanță națională au degradat și din vina așa numitor specialiști, care din conac sau castel vor să facă o clădire modernă cu termopane, faianță sau acoperișuri din material care nu corespunde standardelor restaurării monumentelor. Unul dintre aceste monumente este și Casa Boierului Balioz din satul Ivancea, raionul Orhei. Complexul arhitectural datează din secolul al XIX-lea și este luat sub protecția statului, doar că pe hârtie. Conacul Balioz, satul Ivancea, raionul Orhei. Cândva o adevărată bijuterie arhitecturală și o atracție turistică de invidiat. Astăzi, monumentul istoric de importanță națională zace în delăsare. La mijloc ar fi mai multe interese, pe de o parte ale statului, de cealaltă ale unor agenți economici care de iure și-au luat angajamentul să readucă la viață conacul, dar de facto l-au ruinat și mai mult. Potrivit legii ocrutirii monumentelor, statul alocă finanțare pentru conservare, restaurare și punerea în valoare a patrimoniului. Totuși, în ultimele decenii, investițiile din partea autorităților practic au lipsit. În incinta conacului Balioz, în 1984, a fost deschis Muzeul Meșteșugurilor, iar din 1996 acest monument a fost trecut la balanța Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. În lipsa banilor pentru întreținere, în anul 2006, muzeul a încercat să pună în aplicare un proiect de colaborare cu firma Casa Vin. Programul s-a soldat cu eșec și asta pentru că agentul economic a pășit cu stângul, spun specialiștii. A început lucrările necoordonând tot ce face cu Ministerul Culturii, Consiliul Național al Monumentului Istoric, respectiv monumentul a avut de suferit urma acestor intervenții degradante. O parte a conacului a fost luată în arendă și pe altă parte a fost încheiat un contract de colaborare cu o companie, cu un agent economic. Și a început, a fost elaborată o concepție de formare a unui centru turistic. Ei au început lucrările de restaurare, dar au încălcat toate legile care tot sunt încălcate în cazul acesta. Normele de restaurare. Deci nu au respectat clauzele contractuale, nimic. Practic toate legile, nu, toate legile care sunt scrise în legislație, dar care au ceva o atribuție la monumente istorice. În 2008 trebuia să fie finisate lucrurile și complexul trebuia să fie deschis. Nu a finisat, lucrurile au fost stopate în 2009. Ministerul Culturii a transmis conacul parțial în folosință firmei Casa Vinului prin două contracte, un contract de colaborare și unul de locațiune. Această locațiune și colaborare presupunea o activitate comună, deci autoritățile Ministerului Culturii, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și ASR-le Casa Vinului în calitate de investitor, de a restaura și nu a reconstrui acest muzeu. Deci, respectiv, urma în baza contractului de colaborare, contractului de locațiune, SRL Casa Vinului s-a angajat să reconstruiască în baza unei concepții bine determinate, bine chipzuite, deci o concepție de restaurare, unui proiect respectiv aprobat de organele corespunzătoare, să reconstruiască, să reconstituie acest muzeu, să restaureze mai exact acest muzeu. Deci, cu toate acestea, SRL Casa Vinului nu a acționat în sensul expus, considerăm noi, considerându-l de rea credință. În aceste condiții, reprezentanții Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală au solicitat în instanța de judecată rezilierea celor două contracte cu numerele de înregistrare 105 și 106 din 17 octombrie 2006, cu solicitarea evacuării forțate a agentului economic de pe teritoriul conacului Balioz. Acel dosar a durat, zic eu, destul de mult, iarăși din diferite motive. Deci, dosarul fiind inițiat în 2009-2010, deci a parcurs mai multe căi, având în vedere la acel moment a fost lichidată și instanțele de judecată economice, acțiunea s-a aflat pe rolul în acea instanță de judecată, deci dosarul a fost rămutat după competență la judecătoria Buiucani. Deci, în final, am obținut o decizie definitivă și irevocabilă, prin care s-a reziliat contractul de locațiune, contractul de colaborare cu SRL Casa Vinului, s-au obligat dumnealor de a achita plata pentru folosința acestui spațiu până la data cât au folosit spațiul respectiv.
Deci și au fost evacuați forțat de pe acest teren, respectiv din acest complex muzeal. Într-o altă formulă, reclamantul, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, a indicat în instanță că, potrivit contractului de locațiune, Casa Vinului urma ca până la începutul anului 2008 să încheie lucrările de restaurare a bunurilor închiriate. Condițiile din partea agentului economic nu au fost îndeplinite. Astfel, reclamantul și-a rezervat dreptul să rezilieze contractele și a solicitat încasarea de la SRL Casa Vinului suma de peste 8 milioane de lei, banii pentru investiții și alte 2 milioane, cu titlu de cheltuieli suportate pentru achitarea dobânzilor și penalităților, cerință contestată de SRL Casa Vinului. La cerere de chemare a judecată înaintată de către noi, la acel moment intervenient principal fiind Ministerul Culturii, care ne-a susținut, a parvenit cererea reconvențională a agentului economic, care a solicitat restituirea tuturor mijloacelor financiare investite în acest conac. Pare mi se la 2 milioane de lei. O sumă fabuloasă, oricum era, doar că toate sumele acestea nu a fost niciuna coordonată cu Ministerul Culturii, cu Muzeul de Etnografie. Nu știm cu exactitate dacă acești bani nemijlociți au fost investiți, care scriși pe hârtie au fost investiți anume în restaurarea muzeului. Absolut, deci au fost niște foi pe care noi așa și le-am catalogat ca niște simple foi, deci simple contracte de credit pe care dumnealor zic că au împrumutat bani pentru a reconstitui acest conac. Deci aceeași calificare a dat-o și instanțele de judecată, în fine, respectiv respingându-le ca neîntemeiată această cerință. În urmă cu un an, instanța a respins ca nefondată cererea reconvențională a agentului economic și muzeul urma să încaseze de la Casa Vinului sumele de 8 milioane investiții și 2 milioane plata penalităților, dar și datoria la achitarea chiriei în mărime de o jumătate de milion de lei. Decizia este definitivă și irevocabilă. Vezi, la pietru tale, mi se spune dură, brată. A, pe ce moment dale? Ну, потому что они не выполняют свои условия, то есть не предоставили нам ту землю, которую мы должны планировать, по своим планам должны были сделать реконструкцию. Mm-hmm. Мы сделали часть реконструкции, а дальше как бы отдали обратно мы землю культуру уже года два назад. Все, что мы хотели, мы планировали сделать все прореставрировать, там сделать там весь комплекс, как бы, и для туристов, как бы, да. И мы начали вкладывать туда деньги. Вот. Но нам не предоставили часть территории. В 2006, когда пост промоват проектул Casa Vinului, Conacul Balioz, din start lucrurile au mers pe un făgaș greșit. Trecând prin experiența nu tocmai plăcută, specialiștii susțin că singura soluție de salvgardare a complexului muzeal ar fi ca monumentul să fie restaurat în cadrul unui parteneriat public-privat. Patrimoniul are o încărcătură și economică. Trebuie să fie acel echilibru între economie și patrimoniu. De aceea eu propun un parteneriat public-privat. Agentul economic care are un business plan, care are putere, are finanțe, să investească în acest patrimoniu, da? Acolo este posibil și un hotel și un restaurant cu bucătărie tradițională, deci centru de reabilitare, pensiune, muzeul poate să se regăsească acolo, un centru de meșteșug, ceea ce era gândit și inițial. Acest lucru este posibil, iată, în combinare, da, cultura, economia și dacă ar fi acest echilibru, eu consider că ar fi un proiect minunat. Concesionarea, contractele de comodat pe o anumită perioadă, 49 de ani, pot fi cedate aceste obiective cu condiția că agentul economic tot ce va face, o va face prin prisma legii. Deci, într-un an de zile, elaborată documentația de proiect, coordonată, avizat cu instituțiile responsabile, respectiv, până la 3 ani de zile, investiții concrete, ca un plan de acțiuni, pentru aceste obiective. Astfel ca, până maxim la 5 ani de zile, bunul cu stat protejat, care astăzi este cu problemă, peste 5 ani să fie parte a unui circuit turistic. Statul astăzi nu este în stare de unul singur să realizeze asemenea proiecte. Trebuie să găsim parteneriate publice și private. Și iată, în următoarele luni și în anul care urmează, deci noi urmează deci să declanșăm această procedură și sper să reușim, fiindcă dacă vorbim de conace în general, sunt foarte multe, deci acest segment poate fi soluționat deci numai prin parteneriate de asemenea anvergură.
Dacă privim peste Prut, vedem că românii au învățat lecția și spun că tot mai puține cazuri se înregistrează atunci când intervențiile asupra monumentelor istorice nu mai prezintă pericol pentru monument. Destinul fericit implică nu numai restaurarea clădirii în sine ca obiect, ci și găsirea unei funcțiuni care să asigure supraviețuirea economică a clădirii și introducerea ei în circuitul contemporan. Există câteva povești de succes. Cea mai cunoscută este cea a Palatului Culturii din Iași, a Palatului Banfi de la Bonțida, județul Cluj. Un alt exemplu de reabilitare reușită este cel al reședinței APAF-ului de la Mălâncrăv, județul Sibiu, restaurată cu gust. Chiar dacă sunt restaurate pentru cele trei țări, cred că ar trebui să o facem și mai mult, să le dăm o funcție în așa fel încât ele să trăiască cu termopanul sau cu alte intervenții moderne pe monument, pacostea asta e valabilă și la noi. În primul rând, educația. Educația din școală, din școala primară, prin atragerea copiilor și tineretului și în final a adulților către monument. Așa cum acum este la modă să dăm primul ajutor, să ne pricepem să dăm primul ajutor, cred că la fel ar trebui să acordăm, indiferent de calitatea cetățeanului, să dăm ajutorul, primul ajutor monumentelor. Sunt în aceeași situație. La fel sunt agresate cu știință sau fără știință. Cu bună credință, dacă tu ca stat dai 2 lei pentru patrimoniu, nu încurajezi de niciun fel să dea particularul 4 lei pentru patrimoniu, ce pretenții poți să ai? Să revenim însă în Republica Moldova, la povestea moșiei boierului Balios, care a început încă de pe timpul privatizărilor în Moldova, când s-a delimitat proprietatea privată de cea publică. Astfel, Ministerul Culturii a decis să reconstituie hotarele conacului, inițiativă respinsă din start de autoritățile locale din satul Ivancea, în baza demersului Ministerului Culturii, luna aprilie 2005, de revenire la cele aproape 7 hectare suprafață pe care este amplasat conacul. Consiliul Raional refuză și declară că moșia este doar pe 4,7 hectare, cu folosirea titlului de folosință a acestui teren. A fost un dosar foarte complex. A fost un dosar în care per total s-au acumulat 6 acțiuni, 6 cereri de chemare în judecată. Deci la diferiți locatari ai satului Ivancea, locuitori ai satului Ivancea, inclusiv din partea Consiliului Ivancea, respectiv și cererea de chemare în judecată a muzeului pe care reclamam terenul nostru. La acel moment, motivul invocat în instanță de judecată de către Consiliu și de către locuitorii satului Ivancea a fost faptul că acest conac, deci conacul Balios, complexul muzeal, deci ar constitui, ar avea un teritoriu de 47 hectare, teren care a fost anterior în anul 90, coordonat de către acest Consiliu, Consiliul local. Deci, respectiv, argumentul nostru era că pe acest teren de 47 hectare se află doar grădina boierească, cum să zic, și însăși conacul, dar partea gospodăriei boierului Balios, deci se afla mai, deci pe cealaltă parte pe care o reclamam și noi. Ori în 1997-1998 s-a efectuat propriu-zis transmiterea acestei curți boierești, deci partea de jos a conacului pe care a fost parte litigioasă în proces, deci a fost transmis obiectivele acestea culturale, monumente de importanță națională pe care zicem noi, deci au fost transmise către muzeu din partea colcozului Ivancea la acel moment. Deci în acest sens a fost prefectat și un ordin al Ministerului Culturii în 1996, în baza acestui ordin. Deci a fost perfectat și un act de primire-predare. Acest act de primire-predare prevedea și prevede că se transmit toate obiectivele acestea care constituie parte integrantă a conacului Balios cu denumirile respective, cu anul edificării, cu aproximație, dacă nu se cunoștea. Deci în virtutea acestui fapt, iată că în 2005, când ne judecam, deja primăria invoca că, uite, de fapt nu au fost transmise aceste obiective,
că acest act ar fi fost un act nul, deoarece la acel moment aceste bunuri deja erau transmise în cotă valorică locuitorilor satului Vancea. Ei niciodată nu au recunoscut, de fapt, calitatea de obiectiv pe care o aveau acest monument, spunând că, iată, ăsta era depozit pentru grăuncioasă, altceva, bine, niște, acordându-le un statut numai nu de un monument. A fost făcută o greșeală sau o încălcare intenționată în timpul când s-a făcut privatizare. Și o parte a conacului a fost privatizată, a fost dată ca cotă parte unor locuitori din Vancea. Înțeles. Deci acum merg procesele de judecată pentru a stabili soarta acestui teritoriu. Chiar dacă recunoaște că a fost o greșeală că unii locuitori ai satului Vancea dețin cotă parte din terenul conacului, primarul satului Vancea, Oleg Gașper, strânge neputincios din umeri și spune că oamenii au dreptul la această cotă parte. Și acum sunt proces de judecată. Unii cetățeni, unii lideri care prin cota valorică au demonstrat în câteva instanțe, în unele sau... Adică noi suntem ca confirmare, adică în proces nu suntem implicați direct, clar că și cetățenii care... Cred că asta e pe atunci când din grabă, când s-au fost împărțite, e o eroare făcut, dar în cazul dacă, adică pierd cetățenii de cotă valorică, o viață, au muncit și ei au numai pe hârtie, adică documente. Dar așteptăm până la urmă cum o să hotărască instanța, cum o să poată să-și apere interesele. Cert este că pe zi ce trece, situația în care se află conacul Balioz devine degradantă. O recunoaște și directorul complexului muzeal, dar și autoritățile locale. Am numai 3 persoane, 4 persoane deci, care lucrează aici, 3 paznici și intendent. Și acum încercăm să descurcăm dezastrul acesta care îl vedeți cu propriile forțe. Vedeți că cel puțin să tăiem jungla care vede. Atât, ce perspectivă avem când va avea Ministerul Culturii bani ca să... Da, asta voiam să vă întreb. Cum vedeți... Da, știu că n-a fost finisată, dar cum vedeți deschiderea Ministerului pentru a veni în ajutor și mai mult ca să readucă la viață conacul ăsta? Eu cred că aceasta, în situația actuală, practic e imposibil. Ministerul Culturii nu o să aibă suma necesară niciodată, dar cel puțin a trebuit de făcut o expertiză care ar stabili gradul de... Grad de aproximativitate care ar stabili deci limitele de cam despre ce sume... Ar fi vorba ca să pornească lucrările de restaurare. Aproximativ. Și atunci trebuie altă cale noi, trebuie tot să căutăm un agent economic. Cred că de zeci de ori s-au oprit autobuz întregi și foarte rămâi așa obișnuit întrebându-ne unde este, că este, am auzit că este aici, vrem să vedem și noi și cu părere de rău stăm neputincioși, adică răspundem nu ceea ce trebuie și ceea ce vrem să răspundem. Ba că e în proces de judecată, ba că e, adică cetățenii sunt nespuși, mai ales oamenii care în vârstă, care au rămas, au diferite viziuni, adică cu parcul, ar sări și în ajutor, am ieșit și cu contribuții. Dar sperăm că o să desblocăm situația. Un oraș medieval care datează din secolul XIV, descoperit pe lunca din Costești, a râului Botna și care are statut de importanță națională, riscă să fie distrus. Procesul durează încă din 1989, atunci când o parte din terenul sitului arheologic a fost dat în arendă locuitorului din comuna Costești, Vasile Sula. Pentru lucrări agricole, dar și pentru construcția unui lac de irigare și a unor lacuri mai mici pentru creșterea peștelui. Primăria Costești, Consiliul Sătesc Costești a reușit să scoată arenda acestui teren în jur de 50 de ani, care de mult timp, este de vreo 30 de ani, un domn Vasile Sulă de la noi din sat, care muncește aici, a arendat în
scop agricol acest teren. I-a fost dat de către Consiliu, de către administrația publică în arendă și prin decizia Consiliului, la una din ședințele precedente, am abrogat decizia de arendă, s-a reziliat contractul de arendă acestui teren. Și urmează acum să se desfășoare acest proiect pe care l-a obținut de Mircea Sulă, deci cu ajutorul Ministerului Culturii, de exploatare a acestei zone, de analiză a terenului respectiv pentru a scoate mai multă informație referitoare la importanța acestui monument. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că situl arheologic este grav afectat din cauza intervenției oamenilor. În Valea Botnei, unde e orașul propriu-zis, vedem un bazin în spatele meu amenajat de cetățeanul Vasile Sulă și recent constatăm că a săpat deja un șanț de la Botna până la bazin ca să-și aducă apă. La fel în preajmă, aici unde este un cimitir care datează din aceeași vreme, din secolul XIV, distrus adevărat și de alunecări de teren, însă cetățeanul Vasile Sulă a săpat iarăși pentru a-și duce apa de la fântână. Lucrări ilegale și trebuie așa să răspundă pentru aceste lucrări, pentru că a fost atenționat mai înainte. Am făcut o prescripție la primărie pentru că lucrările care vizează construcția, excavările în zona siturilor, obligatoriu e necesar să fie coordonată cu Ministerul Culturii și Agenția Națională Arheologică. În luna mai a acestui an însă, Consiliul Sătesc Costești a emis o decizie prin care rupe contractul de arendă din 15 ianuarie 1999, încheiat între Primăria Costești și Gospodăria Țărănească Moldova Sula. Totuși, Vasile Sula, cel care arendează această zonă arheologică, deține un document prin care Ministerul Culturii îi permite arenda, dar nu și lucrări ce ar afecta stratul arheologic. Totodată, cetățeanul a construit o locuință, probabil pentru paznic, direct pe situl arheologic, în baza unei decizii semnate în aprilie 2002, de ministrul culturii de atunci, Boris Focșa, Vasile Sulă are dreptul să privatizeze lotul pentru că în urma efectuării lucrărilor în 1989, 1993, 2007 și 2011 de către Arheologii Academiei de Științe a Moldovei s-a constatat lipsa stratului cultural al zonei din Costești. Au spus că eu sunt gospodar dubios aici. Eu nu înțeleg ce înseamnă până la capăt, ce înseamnă cuvântul dubios. Dacă eu într-o țară am produs pâine, carne și lapte și din urma mea s-o hrăni cineva și eu sunt gospodar dubios, dar știți acei care nu muncesc deloc, nu mă așteaptă să tot ei spune în buzunar și să adune milioane. Păi, da, aici e monument de importanță națională și în principiu nu prea aveți dreptul să aveți pământ și roadă. Dumneavoastră trebuie să știi că eu trăiesc într-o țară unei plină de birocrați. Canțelearscă e crâsă, în rusește. Mie când m-am adresat aici, și dacă nu-mi dădea nici decizii primăria, Consiliul Raional, nu-mi dădea nu-i scălii arheologii, Roșcaș Vasile Guchin, nu-mi dădea voie Artur Cozma, ministrul iscălit, și cu Focșa, păi eu nu făceam nimic, omule, eu mă stâmpăream ca un om. Dar eu t-am cheltuit o leacă de rublie aici, o țară bună. Bun, și acum deciziile au fost anulate. Și nu ați văzut ce e și așa. Ar să o iei cu dânjvână? Nu ar să o iei nimeni, nică, omule. Dar ăștia vor să facă vânt că ei lucrează, știți? Ei ies de la cinoa și vin și mai fac o leacă de gust de mâncare. Orașul medieval are dimensiuni impresionante, susțin specialiștii, peste 2 km lungime și 2 km lățime. Experții spun că situl arheologic este mult mai mare ca suprafață decât Orheiul Vechi, dar mai puțin cercetat. Totuși, orașul medieval are șanse să fie salvgardat. Primii pași sunt făcuți. Recent, Ministerul Culturii a dat 20.000 de lei pentru a face delimitarea acestui sit și a efectua niște acțiuni de salvare. De asemenea, Primăria Costești va contribui la acest proiect cu 5.000 de lei, iar Secția Culturii Ialoveni cu 1.000 de lei. Este foarte puțin pentru valorificarea potențialului arheologic aici. Și Consiliul Raional susține întru totul dorința de a găsi aici o zonă potențial turistică pentru așezarea Costești. Avem aici o zonă foarte pitorească, foarte frumoasă și aici unde este situl arheologic Costești,
De la început se poate de conservarea acestui teren, unde se pot desfășura activități culturale, până la găsirea noi resurse financiare pentru a descoperi acele zăcăminte arheologice care sunt la în fundație. Acest oraș a funcționat puțin, însă urmele lăsate de cei care au locuit atunci sunt impresionante. Sunt construcții de piatră, din cărămidă smălțuită din secolul XIV și casele, unele orășenești, ale unor așa patricieni, să spunem, erau alimentate cu apă prin intermediul tuburilor de ceramică. E nevoie de, spuneam, o ridicare topografică concretă și mai ales după ce se face o ridicare topografică detaliată a întregii zone, e important să se facă scanări magnetometrice pentru a se vedea, așa, mai ales cercetările non-invazive, nedestructive, sunt foarte importante acum pentru că să rămână aceste vestigii și pentru generații viitoare. Noi însă intervenim acolo unde sunt afectate, fie de om, fie de factorul natural. Și vedem aici deja câteva complexe care trebuie salvate, cercetate cât mai rapid posibil. Altfel riscăm să le pierdem. De când a fost descoperit orașul medieval, arheologii au făcut diverse săpături. Piesele găsite pe șantier urmează să fie depuse fie la Muzeul Raional de la Văsieni, fie la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Procesul de revitalizare al unei clădiri istorice este de cele mai multe ori unul de durată, ce se desfășoară pe parcursul a câțiva ani. Acesta începe cu studierea amănunțită a clădirii și a contextului acesteia, alegerea programului arhitectural potrivit și se continuă cu intervenția propriu-zisă de restaurare, care implică, de cele mai multe ori, noi perioade de cercetare. Începând cu tehnicile de restaurare folosite, care nu numai că nu conservă elementele de valoare ale clădirii, dar chiar pun în pericol supraviețuirea monumentului în viitor. Prea des întâlnită practica de a folosi beton în cazul clădirilor construite din cărămidă și mortar de var și terminând cu aspectul edificiului. Pare că toate restaurările au mai degrabă ca scop compromiterea definitivă a monumentului decât salvarea lui. Specialiștii spun că principala problemă este lipsa de educație și de înțelegere a ideii de restaurare din partea proprietarilor, a autorităților și chiar a firmelor de construcții. În primul rând trebuie să ne gândim la rezultatul intervenției asupra unui monument istoric. Rezultatul de obicei trebuie să fie conservarea pe mai departe a obiectului restaurat și punerea sa în valoare a monumentului istoric. O intervenție de restaurare asupra unui monument istoric trebuie să parcurgă mai multe etape. În primul rând trebuie să aibă discuții premergătoare între beneficiari, reprezentanții autorității locale, responsabili de monumente. Trebuie realizat o expertiză a clădirii monument de către un inginer specialist atestat de către Ministerul Culturii. Trebuie făcute niște cercetări prealabile de arhivă arheologice, suprafața edificiului, materialul, starea cromatică, structură, documentație fotografică. De multe ori, autorilor restaurărilor le place clădirea rezultată, chiar dacă după standarde estetice sau științifice, restaurările în cauză sunt un dezastru. În Republica Moldova, nimeni nu a fost pedepsit pentru acțiunile ilegale care au condus la deteriorarea sau distrugerea monumentelor istorice. În cazul în care totuși sunt aplicate amenzi administrative pentru demolarea monumentului, acestea sunt achitate fără probleme, deoarece sumele sunt de zeci de ori mai mici decât costul unui metru pătrat demolat, iar unii agenți economici demolează conștient, pentru că știu sigur că nu vor ajunge la închisoare. Ineficiența cadrului legal, dar și a instituțiilor responsabile de protecția patrimoniului cultural, au fost demonstrate numeroase cazuri care au devenit publice. Este vorba despre conacul Teodosiu din strada Ștefan cel Mare 160 AB, demolat cu permisiunea Ministerului Culturii, adică chiar a instituției care ar trebui să salveze fiecare metru pătrat din patrimoniul aflat în primejdie. Complexul de clădire a fostei școli de pomicultură și viticultură din Chișinău, secolul XIX, din strada Sarmisegetuza, 48/12, demolat de către o firmă cu ajutorul instanțelor de judecată, dar și prin avizul semnat de către Ministrul Culturii. Sediul vechi al poștei centrale din strada Vlaicu Pârcălap 71, demolat de o altă firmă cu permisiunea Ministrului Culturii de atunci și a Direcției Patrimoniu și Arte Vizuale. Conacul familiei Bogdasarov din satul Piatra, raionul Orhei, sau conacul Odaia Drăgălina a familiei Ianovski, situat în satul Gura Băcului, raionul Aneninoi. Lista poate continua, iar autoritățile încă nu au un răspuns când vor opri acest dezastru. În Republica Moldova, 47 de conace sunt decretate monumente de arhitectură.